Se face rocada. În luna aprilie a anului 2017, Dan Nechifor îi preda biroul de prefect lui Dan Șlincu. Situația se schimbă, iar, cel mai probabil, în luna decembrie sau, cel târziu, la începutul anului viitor, finanțistul Nechifor se va reîntoarce la statutul de reprezentant al guvernului în teritoriu, iar Dan Șlincu va reveni la conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Deși funcția de prefect este teoretic apolitică, odată cu schimbarea guvernului, se vor schimba prefecții și subprefecții din întreaga țară. În momentul acesta vă pot spune că da, am luat în discuție nominalizarea domnului Dan Nechifor. Este opțiunea care a rezultat în urma discutării mai multor opțiuni care au existat. Și vreau să vă spun că și în continuare acest lucru este deschis, transparența în partid este totală și, cum vă spuneam, întotdeauna dacă există una, două, trei, patru opțiuni, se vor lua în discuție acele opțiuni pentru orice post care teoretic ar apărea în viitor. Pentru funcția de subprefect ar exista mai multe nume vehiculate și nu au fost făcute publice deocamdată. Unul dintre posibili ocupanți ar putea fi Narcis Drețcanu, director adjunct la Casa de Pensii. În altă ordine de idei, la PNL s-a adunat și un teanc gros de CV-uri. Membrii de partid se visează în funcții înalte, ce până acum au fost ocupate de socialdemocrați. Dacă noi am fost foarte democratici conform statutului, eu deja am așa o... cam așa e dimensiunea CV-urilor pe care le-am primit, ci nu pentru funcția asta, în general vorbind CV-uri și pentru partid. Dacă luăm în discuții CV-uri, luăm în discuțiile CV-urile și vom lua cele mai bune decizii funcție de CV-uri, nu funcție de nepotism. Sunt și de la tehnocrați. Dacă vă căzești cu ceva, sunt CV-uri și de la tehnocrați, sunt CV-uri și de la simpatizanți PSD. Prefectul urmează să fie schimbat din funcție după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.